Am urmărit clipul la o cărciumioară, iar alături de mine este solistul proiectului, Oleg Muntean. Bun venit acasă, Oleg! Bine v-am găsit și mersi pentru invitație. Cu drag, să știi că din start am observat că ești un tipaj de interpret diferit de ceea ce avem noi pe piață. Vă mulțumesc. Și vreau să te întreb sau să ne povestești tu mai mult despre acest proiect. Ok, în două, trei, așa, ca să nu vă... Este un proiect, hai să nu zic că nu este nou, că, mă rog, există muzică balcanică. Da, și avem și artiști care o interpretează. Așa, așa, sigur. Din start, Balcanul Stația a fost ca o trupă, hai să zic așa, ca un band mare, unde erau și 12 în echipă eram. Deci ați avut și instrumentiști și de toate. Da, da. După pandemie... Așa, deci a venit ideea să-l strângem acest... Deci era formație, era trupă. Am înțeles. S-a transformat într-un proiect muzical. Rămâne Balcanul Stația. Am schimbat și stilul puțin. Deci e mai mult schimbat? Cu beat-uri. Da. Așa. Cum ai schimbat? Pentru că bănuiesc că tu ești creierul, tu ești deja persoana care se ocupă de acest proiect. Ba da, deci muzica și versurile... Lucrez cu în studio. Deci, practic, hai să vă zic așa, că toți instrumentiștii au fost schimbați pe un studio, da, pe un calculator, da, așa cum e, și pe un creier care... doi creieri. Așa. Deci, dacă doriți, am să-i prezint. Eu vreau să mai întâi să ne vorbești despre videoclip, pentru că l-am vizionat mai devreme. Piesa e tare faină, așa, e cu influențe balcanice și te predispune, vrei să dansezi. Și vreau să ne spui când l-ai filmat, în cât timp. Și, apropo, nu sunt foarte multe fețe, doar tu și o domnișoară. Așa a fost plănuit să fie. Cine a plănuit, cine a gândit scenariul și suntem tot? Trei care lucrăm cu... Deci noi singuri filmăm. Scenariul respectiv îl facem singur. Hai să vă zic cât a durat. 4 zile. 4 zile? 4 zile, da. În mod normal... Deci a fost pe porți. De ce filmat. A durat tocmai 4 zile? Așa, prima zi a fost făcut după scenariu, deci totul a fost aranjat, totul a fost fixat. A doua zi am fost filmat eu, deci da, bucățele cu mine numai. Da. Și a treia zi a fost cu personajul personajul feminin, personajul blond, da. Dar vreau să te întreb, pentru că am urmărit îndeaproape acest clip și am văzut mai multe elemente de gastronomie, și ardei, și salamuri. Ce legătură au ele cu piesa? Păi da, piesa nu e chiar atât despre cărciumeară. Așa. Ci e la o cărciumeară, piesa e de dragoste. Am arătat chestia că cum să stai într-o cărciumeră fără o bucată de cărnăcior, da? Da, sau un păhărel de vin. Se vorbește de vin la noi, nisip acolo. De ce ați optat pentru o femeie atât de senzuală și nu ați mers pentru că la cărciumeară, nu știu, zic și eu, sunt mai smerite femeile? Păi suntem și noi, hai să zic, Ancuța mea e mai glamură. Dar e cu glamură, da? Am încercat să redăm chestia asta de cărciumeară. Da. Da. Sau cumva ai mers și pe tipajul că în zilele noastre și cărciumioarele arată altfel și femeile sunt un pic mai altfel. Asta și am vrut să zic. Asta am vrut și am vrut să ajung la asta. Așa. Da. Și fetele nu mai sunt cele care au fost înainte pe... Ei, eu cred că voi nu știți, băieții, să căutați fete bune. Găsuți și fete. Dacă găsești, dacă cauți, găsești și fete bune. Care este feedback-ul acestui proiect și acestei piese? Mie mi-a plăcut, recunosc. Mersi mult. Este proaspăt. Este chiar proaspăt. Reacții din partea telespectatorilor care au văzut clipul, spectatorilor, fanilor? Cred că până acum sunt numai pozitive. Este diferit de ceea ce a fost filmat până acum, da, fiindcă noi mai avem lansate 3 videoclipuri. E vorba de Vino Maica la Izvor, e vorba de High DJ și e vorba de Ola Seniorita. Și Ola Seniorita cam mergea spre direcția asta. Poate de aici a pornit schimbarea asta de... Așa. Oleg, dar vreau să te întreb, dar cum se îmbină stilul de muzică pe care îl promovezi tu cu stilul de muzică cu care suntem noi, moldovenii, obișnuiți? Foarte Pentru bine. Că
din punctul meu de vedere, sunt absolut total diferite. Foarte bine. Foarte ok. Persistă și acolo fanfara, persistă trompeta, persistă duducul și așa mai departe. Și e, uite, chestia care vreau să o fac eu. Deci, cu biturile astea și cu stilul modern acum, pun fanfara. Pun eu fanfara, văd că trompeta. Tu vrei să fii așa un Goran Bregovici de Moldova, nu? Da, mai așa, mai glamuros puțin. Mai glamuros? Pantaloni rupți, da. Crezi că o să prindă? Sigur că da. Și trebuie să fim pozitiv. Suntem pozitivi, dar și o ultimă întrebare, de piese. Tu le scrii, tu ești cel care le gândește, le compune, da. Ai și studii în domeniu sau e pur și simplu o chestie care, pentru că știi cum, sunt oameni care sunt născuți cu acest har. Probabil și eu sunt născut cu chestia asta, nu am studii muzicale, absolut, deloc. Am o școală de pictură numai terminată pe timpuri. Văd, după stilul pe care l-ai, înțeleg că pictura s-a îmbinat foarte bine, dar s-a îmbinat și cu muzica pe care o Probabil faci. Probabil, da, asta a rămas și asta. Versurile le compun eu, textul și melodia. Aranjamentul facem împreună. Da, ai vrea cumva să colaborezi cu cineva de la noi sau din nu? afară, tot în stilul muzicii tale? Și de cine? Dă-mi un nume, așa. Hai să fie Valentin Uzun, ceau. Așa, Valentin Uzun. Da, sunt și ei, sunt și băieții de la Tarmis foarte, la foarte Tarmis, buni. Da, eu îți mulțumesc pentru discuție, îți mulțumesc pentru ceea ce faci. Un alt stil, ceva nou pe piața noastră și eu cred că oamenilor, mai ales la petreceri, o să le placă acest stil de muzică. Și ție îți mulțumesc.